ziua! Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară din data de 24 aprilie 2019. Am constatat că sunt prezenți 29 de consilieri județeni, din totalul de 31 de consilieri județeni în funcție, drept pentru care ședința este statutară. Pentru buna desfășurare și operativă a ședințelor, propun să dau citire doar titlurilor proiectelor de hotărâre, nu și dispozitivul acestora, având în vedere că ele au fost analizate și discutate în comisiile de specialitate. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate, propunerea a fost aprobată. Dau cuvântul secretarului județului Emil Mușa. Doamnelor și domnilor consilieri, intrăm în ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiect de hotărâre numărul 1. Privind aprobarea implementării proiectului îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică în județul Călăraș și aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călăraș, Inspectoratul de Jandarm Județean Călăraș, General de Brigadă Barbu Păreanu și Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș. Nu sunt amendamente. Domnule Delco? Domnule președinte, am pus și data trecută o întrebare. De ce sunt necesare aceste protocoale? Da, la trecută știți că am votat o hotărâre Consiliu privind asocierea și cu Direcția Generală Anticorupție. Problema este că aceste protocoale au fost interzise de Curtea Constituțională 1. În al doilea rând, este obligația unității administrativ teritoriale de a amplasa acele camere video și așa mai departe pentru, eu știu, limitarea sau reducerea numărului de infracțiuni sau asigurarea unui climat de ordine și disciplină în localitatea sau în localitățile respective. Fiecare instituție publică care, eu știu, are în obiectul de activitate această prevedere, trebuie să o respecte în conformitate cu legea, așa cum și noi trebuie să respectăm legea. Propunerea mea este să o scoatem de pe ordinea de zi sau să o votați împotriva. Avem o propunere. Scoaterea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotriva? Două voturi împotrivă. Cu un singur vot pentru propunerea a fost respinsă. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu un vot împotrivă, domnul consilier Nedelcu, și cu 28 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 2, privind aprobarea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională Călăraș. Nu sunt amendamente. Am eu aici un amendament. Indemnizația de ședință să fie susținută de către instituția care desemnează membru. Deci la articolul 2, finanțarea cuantumului indemnizației de ședință se va suporta din bugetul fiecărei instituții care desemnează membru în această comisie de orientare școlară. Da, ăsta e amendamentul, da? Cine este pentru acest amendament? Cine este pentru acest amendament? Da? Cine se abține? Împotrivă? Amendamentul meu ăsta nu a trecut. Cu un singur vot pentru amendamentul domnului consilier Delcu a fost respins. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu un vot împotrivă al domnului consilier Nedelcu, proiectul și 28 de voturi pentru, proiect de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3 privind aprobarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2019 și estimările pentru anul 2020-2022. Din partea inițiatorilor, aici au fost depuse și amendamente. Cine ține, domn secretar? Amendamentele propuse din partea inițiatorului, în ceea ce privește cheltuielile de funcționare, se majorează capitolul 5402, alte servicii publice generale, cu suma de 100.000 de lei, reprezentând cheltuieli pentru desfășurarea activității Comisiei ATOP, este vorba probabil despre banii care tocmai au fost aprobați prin această asociere. Se majorează capitolul 6502, învățământ, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cu suma de 25.000 de lei, reprezentând indemnizații pentru Comisia de Orientare Școlară pe anul 2019, suma pentru proiectul numărul 2. Se majorează capitolul 6602 Sănătate, Spitalul Județean de Urgență, cu suma de 2.296.000 de lei, de la 744.000 de lei la 3.040.000 de lei, reprezentând 1.040.000 de lei stimulente financiare pentru personalul medical,
și 2 milioane de lei cheltuieli curente cu utilitățile spitalului. Se majorează capitolul 6702 cultură sub capitolul sport cu suma de 109.000 lei, reprezentând reparații curente la stadionul municipal efectuate în anul 2018 și decontate în anul 2019. 5. Se constituie fondul de rezervă bugetară în sumă de 3 milioane de lei. Și 6. Se diminuează capitolul 5402 cu suma de 792.000 de lei, reprezentând cotizații ADI care se înscriu în secțiunea de dezvoltare cu aceeași sumă. Total majorare cheltuieli de funcționare, 4.739.000 lei. În ceea ce privește cheltuielile de dezvoltare, se diminuează programul de investiții pe anul 2019. La capitolul 5102, cu suma de 3.740.000 de lei, reprezentând active financiare pentru Societatea Drumuri și Poduri SA și pentru Societatea Ecoaqua SA și cheltuieli pentru Palatul Administrativ, 2. Se majorează capitolul 5402 alte servicii generale cu suma de 792.000 de lei, reprezentând cotizații ADI. 3. Se majorează capitolul 5402 cu suma de 200.000 de lei, reprezentând cotizații ADI Ecomanagement Salubris, de la 370.000 de lei la 571.000 de lei. 4. Se majorează capitolul 6502 școala specială numărul 1 cu suma de 9.000 de lei, reprezentând soft integrat buget contabilitate. 5. Se diminuează capitolul 6602 sănătate cu suma de 300.000 de lei, reprezentând reparații capitale lift Spitalul Județean de Urgență, fiind cuprins de două ori în programul de investiții și în lista de dotare a spitalului. 6. Se diminuează capitolul 6802 asistență socială cu suma de 1.700.000 de lei la obiectivele de investiții noi, reprezentând modernizare, centre PIN și cămin de bătrâni Vâlcele. Total diminuare cheltuieli de dezvoltare, aceeași sumă, 4.739.000 de lei. Am diminuat și am crescut. Am și eu un amendament. Ministerul Sănătății, în 19.04.2019, a dat la Spitalul de Psihiatrie Săpunar o subvenție pentru o aparatură medicală, 1.581.000 lei. Deci, 1.500.000 reprezintă finanțarea în procent de 90% la bugetul de stat pentru trimestrul 2-2019, pentru achiziție de aparatură medicală. Deci, noi cofinanțăm cu 10%. Mărim veniturile cu această sumă. 1.581.000 lei. Deci se introduc la venituri 15 miliarde față de 170 care avem acum. Se adaugă la veniturile Consiliului Județean, că vin în subvenție pentru dotare spital Săpunar. În lista de dotare a spitalului pe care noi o vom cofinanța cu 10% o ședință viitoare. Asta e singura listă care intre pe dotare spitale? Nu, asta e prima primită. Alte întrebări? Asta cu Vâlcele nu prea am înțeles ce se întâmplă acolo. Am văzut că iau o sumă uriașă și da, citire, nu. Pinul de, citire la poziție. Centrul de asistență medico-social a preluat în ședința trecută imobilul de la Vâlcele și se diminuează din suma de la Vâlcele repartizată, pe care noi am propus-o în proiectul de buget, cu 1.700.000 vechi. Cât era valoarea totală? 28 de ani. Doamna Mureșa? Cămin de Vâlcele are 1.000.000. 1.000.000. A rămas. Da. Și cât era 2.700.000? Vâlcele e o poziție separată. Da. 800 era de poziție? 800 a rămas. Și cât era? A fost 1.000.000 și am diminuat-o la 800, cu 200.000, a rămas 800. Da. Și aici am cerut în ședință, fiindcă ea a fost Cămin de Vâlcele, documentație nu știu, 1.000.000. S-a diminuat cu 200.000. Și eu am întrebat în ședința asta și așteptam niște răspunsuri de la dumneavoastră legat de care e stadiul acestei cămin de bătrâni. Investiția e finalizată în proporție de 80%, urmând ca noi, în preluare, Centrul de Asistență Medico-Social, am tocmit o listă de reparații care cuprindea la început un milion de ron. Noi l-am diminuat la 800.000 pentru ca să putem să echilibrăm bugetul și sper că după licitație să rămânem la 800.000.
De ce a fost finanțat el? Din fondul Ministerului Muncii. Deci ca și celelalte trepinuri. Ca și celelalte trepinuri. Era primăria Comunei Vâlcele. Și s-a abandonat de câți ani? N-a fost finalizată recepția pentru că două firme au dat faliment acolo. Ura după altă. Nu e, nu e aceea situație, măcar acolo au rămas bunurile pe teren. În situația pinurilor celor trei de la Direcția Generală de Asistență Socială, lucrurile sunt mult mai complicate, că sunt și prejudicii pe care au fost constatate de către experți. La Vâlcele nu sunt prejudicii. Și aici am luat-o ca să o terminăm și pe asta, nu? Nu, ca să o preluăm, ca să o finalizăm, să o finalizăm și să mărim numărul de beneficiari de la Centrul de Asistență Medico-Social. Haideți să-i dăm cuvântul domnului director. Domnul director. Locația de la Vâlcele a fost proiectată inițial pentru bătrâni la un număr de 46 de paturi. După ce am studiat amplasamentul și modul în care se pot respecta toate condițiile impuse pentru centre de asistență medico-socială impuse de Ministerul Sănătății prin DSP, volumul de aer din fiecare cameră și așa mai departe, se pot realiza acolo, schimbând circuitele din cămin de bătrâni în circuite necesare pentru centrul de asistență medico-socială, se pot realiza 45 de locuri de cazare. Deci îl transformăm pe asta. Foarte puțin. Se mai sparge o ușă într-o parte, că nu sunt circuitele de recepție a bolnavului. Sunt niște condiții impuse de DSP. Se fac mici transformări. La el, ca să poată obține autorizație de funcționare și din partea DSP-ului și din partea tuturor. Problema este că peste tot în țară mai sunt variante în care există un centru. Vă dau exemplu la Sibiu. Am fost de două ori la Sibiu să-l văd pe cel de acolo. Există unul în incinta spitalului, unde beneficiari sunt persoanele care au o stare de sănătate mai precară, predispuse oricând să se acutizeze starea de sănătate și atunci suntem lângă UPU. În două minute suntem cu ei la UPU. La Sibiu, de exemplu, este unul în curtea spitalului cu 46 de paturi și unul la 25 de kilometri la Săriște, 86 de paturi. Unde? La Săriște au alte condiții. Au condiții de terapie ocupațională, au grădini, au spațiu să se plimbe, să poate fi recuperați. Spre deosebire de cei care același lucru urmează să întâmple și la Vâlcele. Tot 22-25 de kilometri sunt și până acolo. Deci avem cam aceleași condiții cu cei de la Sibiu și de la Brașov. Și la Brașov e tot la aceeași situație. Mulțumesc, domnul director. Da. Da. Alte amendamente? La ce? Domnul Nedelcu, aveți cuvânt. Din 4 milioane, parcă am reținut 73.000 de lei de la dezvoltare, se duc la consum, după datele citite de către domnul secretar, da? Deci, da, aceste amendamente care au fost propuse, sunt vreo 7-8, mă rog, care sunt și de la dezvoltare. Deci aici este problema, pentru că majoritatea banilor, mă rog, a bugetului Consiliului Județean Călăraș, merg la consum, nu la dezvoltare. Eu aș fi vrut ca doamna, eu știu cineva din aparatul tehnic al Consiliul Județean să ne explice cât la sută e pentru dezvoltare, cât la sută e consum. Cheltuielile de funcționare totale sunt în valoare de 155 de milioane de lei. Cheltuielile de dezvoltare sunt în valoare de aproximativ 12 milioane plus 18, 30 de milioane de lei. 12 sunt de la, buget, de la excedentul. Dezvoltare, da, excedent plus buget local, da? Am înțeles. Total cheltuielile 174 de milioane de lei. Total buget. Da, deci asta ce reprezintă la sută? Cât? 90. Eu am ascultat de doamna Mureșa procentul, pentru că era important acest procent, cât de la sută din bani se folosesc pentru dezvoltare și cât pentru consum, pentru cheltuieli. Și bineînțeles am aflat acest procent și acum, bineînțeles, vreau să vă prezint acel amendament care se regăsește și în proiectul următor privind... Dar ce amendament? Că aici... Am spus la scoaterea. La 4, da, aveți... La 3... Când ajungem la... La 3, la poziția extindere... Asta spune, dar voi suntem la proiectul numărul 2. Domnule Delcu, nu luați-l... La 3. Este extindere la capitolul 66. La poziția extindere corbe spații comerciale, atunci să fie scurs. Da, aveți amplis ca amendament, nu? Da. Cine este pentru? Da. Ce se abține?
Nu s-a spus timpul. Amendamentul nu ne dă. Amendamentul nu ne dă. Împotrivă? Împotrivă? Una. Unu, două împotrivă. Și o neparticipare. Deci amendamentul dumneavoastră n-a fost aprobat. Aș avea niște considerente personale, cum să zic, legat de sport. Alocăm 60 de miliarde anul acesta la sport. Eu n-am nimic cu această sumă. Eu chiar vreau să alocăm această sumă. Dar poate ne gândim să cheltuim acești bani ai județului ca să creștem tineri în centrele noastre, pentru că avem exemplu și experiența acestui an când suntem în divizia națională și a trebuit să ne dăm seama că cu aceste transferuri pe care le facem, nu cred că o să avem rezultate, iar dacă investim niște centre și este valabil și la handbal, și la fotbal, nu știu, la futsal, dar eu cred că cheltuim destul de mult bani și ar trebui să investim, chiar dacă n-am avea capacitatea ca județ să avem în aceste centre numai copii din județ, dar am putea să atragem tineri pe care să-i creștem și care să ne furnizeze pentru echipele mari viitori fotbaliști, handbaliști și am putea chiar să facem un centru de profit în toată treaba asta, dacă investim începând acum, pentru că eu sunt convins, nu sunt Nostradamus, dar eu cred că nu o să rămânem în divizia națională, iar banii ăștia pentru o divizie secundară ar trebui să facem așa ceva. Rămân la bugetul județului. Dumneavoastră trebuie să acceptați că tot dumneavoastră ați votat bugetul pe care l-am găsit la preluarea mandatului și am susținut echipa cu bugetul pe care era preconizat de vechiul, să spunem, Consiliul Județean. Noi am susținut și ne-am trezit în Divizia Națională. Ce spuneți dumneavoastră e adevărat. Suntem și nepregătiți astăzi în Divizia Națională pentru că, în afară de Simion preluat de la Steaua, împrumut, nu avem niciun călărășan. Simion e singurul călărășan care joacă în echipa județului Călăraș, în echipa Dunărea Călăraș. De acord. Cred că aici e un proiect și cred că trebuie să depășim sfera Consiliului Județean și trebuie să mergem și în sfera politică. Aici Inspectoratul Județean Călăraș de Învățământ are liceu UTO, dacă mi-aduc eu aminte bine, el e profil sportiv. Nu e, el are profil sportiv. Deci, liceu, costul liceu UTO. Are o ramură de liceu sportiv. Dacă am putea din zona învățământului, începând de mediul rural, să găsim, aici avem nevoie de învățământ, să găsim valori ale fotbalului din județul Călăraș, să-i aducem la școală, la liceu sau mai multe, să gândim o variantă cu învățământul de la 5-8, după care 8-12, să rămână la liceu. Păi aici trebuie să vină. Și acum cred că ar trebui cei care au totuși documentele pentru decontare și cei care fac referate să susțină sportul, sunt direcția de dezvoltare, să ne spună câte echipe de juniori avem astăzi la Călăraș și câți ar putea să prindă echipa pe viitor dacă rămânem în divizia națională. Obiectivul nostru al Consiliului Județean și al conducerii Consiliului Județean e să menținem echipa în divizia națională. Domnule director Grama, faceți o prezentare la ce a spus domnul director Samuila, o sumă mare din bani, 6 milioane de ron, se vor duce în 2019 pe susținerea sportului de performanță din județul Călăraș. Ce echipe vom susține în 2019 și care sunt, ce investiții avem noi în generația tânără în echipele de juniori? Trebuie să pornim de la faptul că banii care vin de la Ligă și care au venit de la Ligă, cei 1,2 milioane de euro, au fost alocați exclusiv pentru salariile fotbaliștilor. Deci să nu confundăm banii alocați din bugetul Consiliului Județean cu banii care primim pentru a plăti salariile fotbaliștilor și banii din banii repartizați de televiziune pentru salariile fotbaliștilor. La momentul ăsta, la stadionul Călăraș, și chiar vă invit să mergem, pentru că ar fi interesant să observăm toți cei prezenți aici, condițiile copiilor sunt incredibile, adică vestiarele sunt insalubre, nu au terenuri de antrenament,
terenul 2 este impracticabil, pista de atletism nu există, deci nu poate fi folosită și cu toții știm că nu este un sistem de preluare a apelor acolo. Banii ăștia sunt alocați pentru montarea, pentru investițiile, exclusiv pentru investițiile care se fac în baza sportivă. Odată cu promovarea în Liga 1, echipa și grupele de copii și juniori au crescut exponențial. La acest moment avem 160 de copii. Copii care nu au condiții de antrenament, copii care încercăm sub o formă sau alta să-i redirecționăm și prin amabilitatea domnului Miluț, inclusiv către baza de la Modelul. Echipa de fotbal își desfășoară antrenamentele în cursul săptămânii pe baza sportivă de la Modelul. Deci dacă în 30 de ani nu s-a făcut nicio investiție la Călăraș, și chiar vă invit să mergem, să observăm împreună ce se întâmplă, astăzi banii care sunt alocați, sunt alocați pentru infrastructură. Deci nu sunt alocați pentru salariile fotbaliștilor, deci sunt alocați pentru infrastructură. Dacă vrem să avem o echipă pe viitor și să construim ceva pe viitor, avem un moment în care pornim și cred că ăsta este momentul. Situația nocturnei? Nocturna va fi după perioada de sărbători, se va aduce la Călăraș, o să începem procedurile pentru proiectare și nocturna să o avem funcțională până la 36. Domnul Samuel, aveți dreptate, noi am fost nepregătiți, am venit în Divizia Națională, n-am putut să ținem pasul, chiar dacă aveam mai mulți cărășeni în Divizia B, aici în Divizia Națională, pentru să putem să ne menținem. Vedeți câte eforturi se fac. Dumneavoastră ați votat și anul trecut buget să susținem echipa, am făcut și investiții, continuăm în continuare, ducem în continuare mai departe. Am preluat la dumneavoastră echipa de juniori importantă, sau echipele de juniori pe care le avem, copiii care sunt astăzi în, să spunem, în gestionarea tot acestor bugete pe care noi le aprobăm către stadion, sunt și juniorii cuprinși, pentru că și ei sunt autorizați de Federația Română de Fotbal. Da. Mulțumesc. Asta era o problemă, a doua problemă. Noi anul trecut a trebuit să luăm o hotărâre că reorganizăm centrele de copii, alea care sunt mai mult de 50, așa pentru locații. Suntem în anul 2019 și cred că îl și încheiem și nu o să fim în situația asta, că nu o să putem, pentru că am alocat prin buget să rezolvăm problema celor trei pinuri și o parte mică să o rezolvăm la unitatea militară. Dar în știința mea, nici colo nu se pot rezolva aceste probleme și la sfârșitul anului o să decontăm toată treaba asta și o să pierdem niște bani de la minister. Care este rezolvarea? Noi am alocat acum pentru cele trei pinuri, am fost și în instanța de judecată cu ordonanță prezidențială să-i obligăm pe cei care astăzi sunt în faliment să ni le predea. Am pierdut acest proces, ordonanța prezidențială nu a fost favorabilă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Continuăm să ne judecăm pe fond, să susținem că sunt obligați să ne predea centrele, să putem să le finalizăm, ținând cont de exact de ce a spus dumneavoastră, reorganizarea și pierderea, diminuarea bugetului asistenței sociale cu 25% dacă nu ne reorganizăm în centre de 50 de persoane. Așa este. Facem toate demersurile. Noi, la ora actuală, am și repartizat banii în buget. Doamna Mureșan, care e repartiția celor trei sume pe fiecare centru? 1.500.000 prevăzut în lista de investiții. 1.500.000 și 800.000 pe bulcere. Unitatea militară. C3 și C4. Acolo este faza de proiectare, în ideea că se va rezolva, pe de o parte, hotărârea de guvern cu finanțarea din fonduri europene a investițiilor, așa, pe de cealaltă parte, în funcție de cum evoluează fiecare mai rapid. Probabil banii se vor duce de colo-colo. Deci dacă instanța decide pe pinuri, putem începe investiția, dacă se decide pe partea de... Și vom lua asistență, vom lua consultanță să putem să ținem licitația pe clauza aia suspensivă, să facem expertiză res de executat, să putem să reușim la predarea, dacă câștigăm prin instanță să le predea cele trei centre, să putem să le predăm amplasamentul imediat după câștigarea procesului, ca să apuce de construcție, că noi astăzi prevedem bani. Prevedem, da.
Nu se pot cheltui, dar noi îi stabilim astăzi că sunt pentru cele trei centre. Până la urmă, ce legat de lista asta de investiții, putem să punem clar la A situația în care se află ea la momentul ăsta. E în evaluare, e semnat contractul, e în termen de punere. Pentru ceea ce m-a întrebat domnul consilier, ceea ce pot să spun în mod clar este că anul acesta se vor pune în fine Biblioteca Județeană, extinderea cursului B din cadrul Spitalului Județean Călăraș și blocul ANL în care noi suntem parte a proiectului cu realizarea rețelelor și amenajării exterioare. Asta în condițiile în care și ANL-ul se ține de treabă, are termen de execuție până la sfârșitul anului. Noi am dat ordinul de începere pentru rețele și trebuie să terminăm o dată cu el ca să dăm blocul funcțional cu totul. De asemenea, 401 ce avem în finalizare în 2020, în 2019-2020, lucrurile au mers mai repede. Și promisiunile constructorului sunt că la sfârșitul acestui an, tot 401 și 412, care este finanțat prin PNRR, va fi recepționat. Am recepționat deja o porțiune din el. Biblioteca este realizată într-o porție de 85%. Și când se termină concret aici, hai spune. Deci concret la bibliotecă 26-a. S-a prelungit contractul pentru că am avut o perioadă de întrerupere. Contractul prevedea și penalități. Am avut o întrerupere a contractului pe perioada de iarnă și a continuat. Am contractat și adiționalul cu firma Optim, care realizează biblioteca. În cadrul Spitalului Județean de Urgență am depus documentația către CNI pentru reabilitarea demisorului Corp C, ultimul nivel al Corpului C care trebuie reabilitat. De asemenea, vom porni PT-ul cu execuția pentru reabilitarea etajului. PT-ul s-a executat, urmează să scoatem la licitație execuția pentru reabilitarea etajului 3 din corpul A, corpul operator și scările. Și scările, da. Astea vor fi în prima fază primele proiecte care le vom demara, sigur, a noastră. Te răspund, domnului, vor deja nu? I-am răspuns deja. Deci ce se va pune în funcțiunea asta este că biblioteca, extinderea corpul B, ANL-ul de pe Independenței, drumul și sperăm DG401C, care v-am spus, are termen în 2020, dar la valențele constructorului v-am terminat anul acesta. Da, domnul Samuel, alte discuții? Nu, propun amendamentul, da, diminuarea și majorarea, da? Și al domnului Dinulescu, le spune părând. Propun primul amendament citit de domnul secretar, făcut de mine. Da, cine este pentru? Se abține cineva? Deci o să vă rog să-mi spuneți cine nu participă la vot. Nu participă la vot consilier Marin, consilier Tâlpeanu, consilier Deculescu, consilier Filimon. Da? Așa. Da, nu participă la vot. Se abține domnul Nedelcu și domnul Vârtejeanu. Cu două abține domnul. Împotrivă? Nu sunt împotrivă. Și cele patru abțineri plus 4, 6, două abțineri. Cu 22 de voturi, cu 21 de voturi pentru proiectul de amendamentul făcut de domnul președinte a fost admis, printre abțineri intră și domnul Bănescu. Da. Acum amendamentul domnului Dinulescu cu majorarea bugetului pentru investiții pentru Spitalul Săpunac. Cine este pentru? Se abține cineva? Cu aceeași abținere? Care nu participă. Împotrivă? Nu. Atunci înseamnă că aici cei care nu participă la vot. Da. Și în rest unanimitate de voturi. Da. Amendamentul domnului Dinulescu a fost aprobat. Da? Acum propun proiectul de hotărâre de Consiliul Județean numărul 3 cu cele două amendamente incluse în proiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu patru neparticipări la vot, consilier Marin, Filimon, Tâlpeanu și Deculescu, cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 3 a fost aprobat. Continuați, domnule secretar. Vă doresc succes. Proiect de hotărâre numărul 4. Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2018 în exercițiul bugetar 2019. Există un amendament făcut de către domnul președinte ca inițiator, respectiv se majorează capitolul 51.02 cu suma de 310.000 de lei. Ce este 51.02?
pentru obiectivul port turistic agrement, ce este capitolul 5.02, doamna Mureșanu? Autorități publice. Deci se majorează capitolul acesta cu 310.000 de lei pentru port turistic agrement și se mișorează cu suma de 310.000 de lei la obiectivul achiziție clădire Rom Telecom. Da, am prevăzut inițial la Rom Telecom o sumă. Rom Telecom are spațiu. În prima fază se solicită chiria, după care ar dori să chiria să devină parte din vânzarea acelui imobil, să o considere ca și plată pentru vânzare. Tot la dumneavoastră o să ajungem. Noi am prevăzut o sumă. Care e suma prevăzută, doamna Mureșan? 1.000.000 de RON am prevăzut și dimunăm de la Rom Telecom pentru achiziția acestui imobil. La timpul respectiv, în funcție de evaluare și de prețul pe care îl vom stabili, vă vom informa. Dar noi am prevăzut, ca și capitol bugetar, cumpărarea spațiului de la Rom Telecom, cel de peste drumul Consiliului Județean. Da? Cine este pentru acest amendament? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu neparticiparea la vot a domnilor consilieri Deculescu, Tâlteanu și Filimon. Și în rest, voturi pentru, 26 de voturi pentru. Amendamentul, domnul președinte, a fost aprobat. Nu este un amendament. Mai avem un amendament, domnule de... La proiectul numărul 4, extindere corp de spații comerciale să fie folosiți de către, în cadrul capitolului 6602, la reabilitarea secțiilor din cadrul Spitalului Județean. Bine. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Deveniți penibil, domnule de la acest cu neparticipările la vot. De experiență, un singur vot pentru și restul împotrivă, amendamentul domnului Nedelcu a fost respins. Am făcut o dată chestia asta. A fost ceva la alte discuții? Dacă nu, propun cu amendamentul propus. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu neparticiparea la vot a domnului Tâlteanu și domnului Deculescu și a domnului Filimon, cu un vot împotriva al domnului consilier Nedelcu și cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5, privind aprobarea cuantumului total al cheltuielilor de funcționare ale centrului de zi pentru primire copii școlari și preșcolari din comunele Dragoș Vodă și Ștefan cel Mare pentru anul 2019. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 5 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 6, privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană adultă asistată în centrul de îngrijire și asistență Ciocănești și în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș pentru anul 2019. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre... Petiție, nu? Tot amendamente. Proiectul de hotărâre numărul 6 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 7, privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al județului Călăraș și administrarea Consiliului Județean Călăraș în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Călăraș. Este vorba despre cerere. Da, domnul Nedelcu, v-ați lămurit, da? Ați primit hotărârea de Consiliul Județean și hotărârea de Consiliul Local, da? Da. Da, în principiu sunt lămurit, deși am multe de spus. Bine, cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Domnule Delcu, cum vă dați? Pentru. Mai se gândește. Pentru. Aveți? Da. Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 8, privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraș, strada Grimțea, Morosă 65, județul Călăraș, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 9 pentru modificarea hotărârii numărul 234 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Centru Sociocultural Călăraș, fost palat administrativ, faza Dali, taxe, avize, comisia discuții în plen. Se solicită discuții în plen. Da, domnule Delcu, aveți cuvântul?
Aici am o întrebare. Cine își asumă modificarea indicatorului tehnico-economic în baza studiului și, bineînțeles, a proiectului realizat? Domnul director de la dezvoltare, Grama, te rog. Răspunsul este unul singur, proiectantul, domnule. Cine este pentru? Cine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Domnul Ovidiu, cum votați? 16. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Împotrivă? 12. Cu 12 abține. Lipsește un consilier? Nu, un vot. 2. Cu 12 abțineri și 16 voturi pentru. 16 voturi este întâlnit cu numărul necesar pentru a fi aprobat proiectul. Da. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. A votat împotrivă grupul de consilieri. Nu, s-a abținut grupul de consilieri PSD 11 plus ALDE al 12-lea. Restul consilierilor PNL au votat pentru, cu excepția domnului Nedelcu, care a fost împotrivă. Nu și asumă nimeni niciun proiect. Exact. Să face. Și am votat un acum, Deci, cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 9 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 10, privindarea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călăraș, achiziționate în cadrul proiectului managementului riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călăraș și Corsu-Trambeș, cod EMSROGB 137, Interreg VA, România-Bulgaria, către Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General în Stații de Urgență, ISU Barbu Știrbei al județului Călăraș. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 10 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11, privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu o neparticipare la votat un consilier, Ioan Cristian Marin, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 12, privind modificarea hotărârii numărul 157 din 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ201B, tronson DN31-Urmeni-Lunca-Ostrovu, Frăsinet, kilometru 49 plus 730, kilometru 81 plus 290, DJ305, tronson Lunca-Ostrovu-Lecliu-Sat, Săpunat, de la kilometru 0 până la kilometru 33 plus 529 și DJ313 tronson Săpunari, limită județe Alunița, de la kilometru 28 plus 700 la kilometru 30 plus 500, faza Dali. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu neparticipare la vot? Domnul Manole, consemnați? Da. Deci cu neparticipare la vot, domnul Manole, în unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 12 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 13, privind modificarea și completarea hotărârii numărul 39 din 2019 pentru aprobarea proiectului modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ201B, tronson DN31, Ulmeni, Lunca, Ostrovul, Frăsinet, de la kilometru 49 plus 730, la kilometru 800 plus 290, DJ305, tronson Lunca, Ostrovul, Lecliu, Sat, Săpunat, de la kilometru 0 la kilometru 33 plus 529 și DJ313, tronson Săpunat, limită județe Alomița, de la kilometru 28 plus 700 la kilometru 30 plus 500 și a cheltuielilor legate de acesta, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Pune participare la vot și împotrivă? Da, unei participări la vot al domnului Manole. Unei participări la domnului Manole, unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 13 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 14, privind utilizarea unor sume din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru achiziționarea unor bunuri în vederea dezvoltării Centrului Integrat de Management al Deșeurilor, Ciocănești. Da, aici o discuție, domnul Barbu, domnul Da, am eu o intervenție de făcut. La sistemul de supraveghere video pe întreg perimetru al CMI de Ciocănești, dacă vă uitați, eu alocat o sumă de 446.000 de lei cu tot cu TVA. Am rugămintea celor care se
vor ocupa de achiziția acestui sistem de supraveghere video, să nu facă atribuire directă. De asta am și făcut intervenția, pentru că s-ar putea să avem surpriza plăcută să ajudecăm, să luăm o ofertă cu o sumă mult mai mică decât cea trecută. Știu că au fost niște discuții data precedentă când am supus aprobării dumneavoastră și din cât de cât mă pricep pe partea asta, din ce am văzut pe piață și asta, deci asta era asigurat rugăminte. Plafonul e îndeplinit de lege să-l dăm direct. Dar eu aș ruga să cereți, să faceți o procedură de licitație absolut transparentă, cu cere, cu oferte depuse și poți să vedeți că suma va fi. Direcția tehnică va fi ca amendament, ca propunere de să prezentați scoaterea la licitație, pentru că sunt concurență mare pe firmele astea de IT. Da? Da? O solicitare din partea Consiliului Județean, Consiliului Județean. Nu considerăm ca amendament. Nu considerăm ca amendament, dar această discuție pe care domnul, sau propunere pe care domnul vicepreședinte a adus-o în conștiința, să nu se folosească atribuirea directă, să procedăm cu această achiziție. Da? Bine. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Cu neparticipare la vot a domnului consilier Marin Ioan Cristian, proiectul de hotărâre numărul 14 a fost aprobat.